Un drum străbătut cu mașina prin satele din Mehedinți vă scoate în cale aproape la tot pasul tarabe amenajate cu legume și fructe proaspete. Gospodarii preferă să-și vândă marfa direct la poartă decât să o dea la preț de nimic samsarilor din piețe. Pe tarabe, clienții găsesc pe alese legume și fructe de sezon și chiar brânzeturi. Apicultorii și așteaptă și ei clienții, mai ales că anul acesta a apărut mierea de mană, un soi mai rar pe care albinele îl produc odată la câțiva ani. Pe drumul care duce spre orașul Vânjumare găsești la tot pasul tarabe amenajate special pentru cultivatorii de legume și fructe. Clienții își pot alege marfa, iar prețurile sunt la fel ca cele din piețele severinene. Cum merge vânzarea? Printre zile. Și ce găsim la dumneavoastră? De la roșii, ardei, dovleciori, cum se fac în grădină. Și clienții? Sunt mulțumiți. Sunt foarte mulțumiți. Sunt zile în care, cum au drum, de fiecare dată opresc și cumpără câte ceva. Și apicultorii stau pe marginea drumului în încercarea de a-și vinde produsele. Anul acesta, albinele au produs miere de mană, un sortiment pe care îl întâlnim odată la câțiva ani. Dacă aveți drum pe dealul Stârmina, opriți-vă neapărat la apicultorii din zonă. Aici găsiți miere de mană. Este o miere deosebită datorită calităților sale care sprijină imunitatea și care se face doar odată la 7-8 ani. Mierea de mană nu este produsă din nectarul florilor, ci de pe frunzele, ramurile și tulpinile copacilor din păduri. Ea conține de 20 de ori mai multe vitamine și săruri minerale decât mierea culeasă din flori. Pe de altă parte, anul acesta, producția de miere din flori este una scăzută, spun apicultorii. La noi în zona aici, în Mehedinți, nu prea s-a făcut. În alte zone, da, s-a făcut. Anul ăsta la noi în Mehedinți nu prea s-a făcut. În perioada aia cu îngheți? Care... Cred că da, la Paște, atunci când a dat înghețul, când muguriță salcăm, probabil că asta a afectat. Pe comercianții de fructe și legume îi găsiți pe drumurile din Mehedinți până la toamnă cu produse naturale din gospodăriile proprii.